fost în mare parte alături de proiectele pe care eu am încercat să le aduc în districtul nostru. Dar nu în ultimul rând vreau să mulțumesc clubului Rotary din Oradea, care a recidivat a patra oară în a mă propune la această grea misiune. Dar vezi că este un fenomen interesant. Astăzi au fost 13 persoane care au făcut nominalizarea, iar eu mi-am depus candidatura în data de 13. Asta era deci. Am avut încredere în faptul că eu intenționat am pus candidatura mea în data de 13. De ce? Pentru că nu cred în realitate în aceste cifre. Eu cred în leadership, cred în muncă, cred în onestitate, cred în cele patru întrebări fundamentale ale lui Rotary. Asta este crezul meu. Crezul meu vine de la educația pe care am primit-o și mulțumesc părinților mei pentru tot ce au făcut pentru mine. Vine de la familia mea care m-a susținut și de la prietenii, de la voi. Și atunci toată puterea asta trebuie să o întorc înapoi și la rândul culmea, la rândul lor, împreună toți rotarii, îmi transmit mie și uite așa, un win-win există. Acest win-win face ca totul să meargă perfect de 100 și ceva de ani. Eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate, să facem o echipă foarte bună. Am un principiu, vi-l spun de acum, am un principiu personal, nu l-am întâlnit nicăieri. Eu am lucrat pentru multinaționale 16 ani, n-am lucrat nicio secundă pentru nicio firmă de stat sau altă firmă. De 6 ani lucrez doar pentru mine. Principiul meu este următorul. Dacă tu poți, eu pot mai mult. Vă rog frumos să fiți alături în continuare de Rotary. Voi toți faceți parte din viața acestui district. Eu trebuie să crească ca și calitatea membership-ului. Avem oameni care se ocupă de treaba asta de foarte bună calitate. Și să fim sănătoși, să le ducem... Locul de la șampania lui Alexandru Ulai, unde-i? Da, n-am făcut exerciții cu docul, mărturisesc, da? Nici am luat tablete. Pe băieții, clar. Mă așteptam ca colegul să aducă și ceva pilule de talent, dar n-am. M-am gândit eu, poate că le inventez. Da.